Un program electoral în 15 puncte este prezentat de candidatul PPU pentru primăria Mihăiești, inginerul agronom Constantin Paraschiv. Ca om al locului, recunoaște că marea problemă a consătenilor săi o reprezintă lipsa locurilor de muncă. Din acest motiv, extinderea planului urbanistic de zonă, în vederea creării unui parc industrial, îi se pare o soluție bună. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Costel Paraschiv. Sunt născut în Mihăiești, sunt crescut aici, aici am muncit, aici mi-am desfășurat activitatea. Am 47 de ani și în momentul ăsta am profesia de inginer agronom. Ce aș vrea să le mai spun eu concetățenilor mei, că am candidat pentru funcția de primar, tocmai pentru că la nivel de localitate sunt din partea dumnealor foarte multe nemulțumiri. În programul nostru de campanie am cuprins câteva puncte care am considerat noi că sunt foarte benefice și foarte importante pentru ei. Și aș începe cu primul punct, și anume extinderea planului urbanistic zonal în vederea creierii unui parc industrial. Acest punct s-a mai discutat, s-a mai pus în discuții și noi credem că extinderea puzului are două elemente principale, două linii. Unu, odată pentru cetățeni direct pentru ei, pentru că sunt foarte, foarte multe probleme la nivel de construcții. Și anume, atât timp cât un teren intravilan nu este prins în planul urbanistic zonal, știm foarte bine că pe acel teren nu se poate construi. Și asta nu face decât să blocheze un pic construcțiile, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să urmărim aducerea de investitori. Și prin acest lucru ar trebui ca noi, ca primărie, ca instituție publică, să găsim un loc, să identificăm un loc prin care să facem un parc industrial. L-am depistat. Ba da, l-am identificat. Este vorba de DN64, drumul de la care merge către Drăgășan. Acolo este o zonă cu terenuri private, sunt deja două unități foarte mari, nu le dau numele, dar sunt două unități care au deja acolo puncte de lucru, au angajați, se desfășoară activitatea foarte bine și considerăm că este un loc foarte, foarte bun pentru a crea un parc industrial, fiind foarte ușor să aducem utilitățile. Și cea mai mare problemă ar fi canalizarea. Toată lumea, toți investitorii au nevoie de canalizare. Sloganul său electoral este unul simplu și convingător, un primar pentru oameni, și crede că a dovedit că este aproape de locuitori, nu doar prin prisma profesiei sale de agronom.